Bună, dragilor, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi avem un clipuleț de make-up. Am machiajul tenului deja realizat, am unghiuțele galbene, am o inimioară pe piept aici pentru că o să facem un review și prima impresie, swatch-uri, tutorial de machiaj, să aruncăm un ochi mai de aproape la paletica Sunset de la Natasha Denona. Chiar aici, în dreapta mea, e o paletică minunată din punctul meu de vedere, e o paletică pe care eu o iubesc din toată inima mea și spun asta pentru că am așteptat să o cumpăr din primul moment în care am văzut-o. Natasha a scos-o pe piață acum aproximativ 2 ani și ceva, aproape 3 ani și a fost ediție limitată, iar persoanele care știau atunci mai multe de make-up, nu eram și eu printre acele persoane, au cumpărat-o bineînțeles și era sold out. Eu când am descoperit make-up-ul și am descoperit paletica Sunset, când am căutat-o să o cumpăr, nu mai era disponibil, era sold out, spunea că nu se mai întoarce, punct. M-am jelit pe românește în momentul ăla pentru că mi-a plăcut extrem de mult schema de culori și o să vedeți imediat. Apoi am rămas cu o poză păstrată în telefon, am ținut-o acolo pentru că îmi plăcea super mult să văd paleta, schema de culori, ambalajul, auriul ăsta incredibil de drăguț. Am păstrat-o acolo, după care la o perioadă Natasha anunță pe Instagram cu surle și trâmbițe că aduce înapoi paleta Sunset și că de data asta o aduce în poziție permanentă, adică nu mai este ediție limitată, este o paletă permanentă la Natasha Denona, la companiei de make-up. Și când am auzit lucrul ăsta, gata, în interiorul meu artificii și luminițe și șampanie și bucurie, bun, cumpăr paleta Sunset. În momentul în care a reapărut în stoc, puteam numai să o comand de pe site-ul Natashei sau de pe Beautylish, care este din America, sau de la Sephora, pentru că eu nu am Sephora în Marea Britanie. Pe Beautylish plăteam taxe de import, plăteam livrare și am așteptat un picuț. Am zis, măi, mai aștept, hai să mai strâng bănuți, pentru că este 129 de dolari în America, 111 lire în Anglia. N-am cumpărat-o. Au apărut altele între timp, paleta Amrezi, palete mai interesante, mai în vogă la vremea respectivă și am zis, bun, le cumpăr pe astea, le fac review pe YouTube, sunt mai populare pe Instagram, le caută lumea mai des, am lăsat în spate un picuț paletica Sunset. Acum recent am primit un cupon de reducere de la Look Fantastic, pentru că mai nou Natasha Denona se găsește în Mare Britanie, lucru care acum 2 ani nu se întâmpla, se găsește pe Cult Beauty, pe Look Fantastic, pe Selfridges, mă rog, aici direct în Mare Britanie, iar cei de la Look Fantastic au mai mereu coduri de reducere și este un site extraordinar, știu că este și lookfantastic.ro în România și chiar vă recomand site-ul lor pentru a cumpăra. De obicei pun coduri de reducere, însă nu includ companii mari, gen Anastasia, gen Natasha Denona, gen... Iar acum am primit cuponul ăsta de reducere de 20% pe e-mail, nu scria special că este inclusă și Natasha Denona, am zis hai să dau click pe link și să caut paletica Sunset, pentru că eu de obicei când primeam cupon de reducere de la ei, mă uitam să văd dacă este inclusă și compania Natasha Denona și de data asta a fost. Am văzut paletica Sunset, am pus-o în coș și am văzut că mi se aplică 20% reducere la ea, ce a adus la 88 de lire, undeva pe acolo, iar cu 88 de lire, bineînțeles că mi-am permis să o cumpăr așa, mai ales că a fost disponibilă o plată în 4 rate la fiecare 2 săptămâni prin Clearpay, să plătesc 22 de lire acum, peste 2 săptămâni că 22 și tot așa. Mi s-a părut mult mai ușor decât aș da banii toți odată, plus că am prins o redusă, mă repet, cu 20%, ceea ce înseamnă destul de mult pentru Natasha Denona. Am așteptat deci paleta asta 2 ani de zile, mai bine de 2 ani de zile și sincer să fiu, dacă m-a spune acum să mi-aleg o singură paletă din toată colecția mea de make-up de aici, aș alege pe asta. Nu știu, e ceva la ea care mă atrage. E ceva la ea care mă atrage mult, sufletul meu pur și simplu vibrează când o vede, deci nu știu. Schema de culori, numele culorilor, calitatea Natasha Denona știu, culoarea ambalajului, portocaliul ăsta super drăguț. Aici aveți cutia paletei, conține 15 farduri, iar un fard, un pătrățel din interior, are 2,5 grame de produs. Foarte, foarte mult, îmi place portocaliul ăsta enorm de mult, îmi dă impresia așa de apus Sunset, exact așa se și numește, apus. Aici pe spate aveți numele nuanțelor în partea asta, o să le luăm pe rând bineînțeles și o să le facem swatch-uri la fiecare. Nu m-am atins de ea până acum, este prima dată când o ating alături de voi aici în clipuleț, pentru că am vrut să-i fac un first impression și am reușit până acum, am stat cu minte, nu m-am atins de ea, doar am făcut câteva poze. Eu am mai avut de la Natasha Denona paletica Tropic, care are ambalajul de plastic. De plastic tare, cum este Mini Tropic, scoasă recent de ea. Am mai avut paleta Sunrise, tot din plastic, dar pătrățele din interior erau micuțe. Nu chiar cât asta, ci cât acela din Metropolis. Am și Metropolis, hai să vă arăt imediat.
comparăm practic mărimea pătrățelului de fard, pentru că asta Sunset are cea mai mare cantitate de produs din toate trei pe care le am eu aici. Pălățica Tropic nu o mai am, pentru că nu mă regăseam total în ea, la fel și Sunrise. Sunrise este sora Sunset, practic. Sunrise, Sunset, apus, răsărit. Însă nu m-am regăsit total în schema ei de culori, ci mai degrabă în paleta Sunset și am preferat să o dau pentru că știam că la un moment dat o să pun mâna pe paleta Sunset, așa că s-a dus la cineva care iubește mult mai mult decât o făceam eu. Acum am să comparăm Natasha Denona Metropolis, Sunset și Mini Tropic, dar asta după ce o să vă arăt palețica Sunset. Eu sper să o arate bine camera, m-am îndepărtat un picuț pentru că are ambalajul atât de luminos încât fură lumina efectiv de aici. Și nu vedeți ambalajul la portocaliu super fain pe care îl are, însă eu am să inserez clipul cu ea filmată cu lumină naturală ca să o vedeți mult mai bine cum fac de obicei. Natasha Denona Sunset Palette. Aici aveți pe spate niște detalii, cum că este făcută în Italia, cât este valabilă de la deschidere, adresă și așa mai departe. Este ambalajul de piele, deci chiar este piele și este cusut aici pe margine cumva, vedeți? Palețica vine împreună cu o oglindă aici, care are un plastic deasupra, încă nu l-am dat la o parte, vedeți? Și vine cu o foiță, cum are și Metropolis, unde sunt numele nuanțelor. Asta este paleta Sunset, iar dacă ridicăm foița cu numele nuanțelor, aici aveți în splendoarea ei și în naturalețea ei fără niciun filtru. E o paletă incredibil de frumoasă, e o paletă care, am zis, îmi face sufletul să vibreze pur și simplu, abia aștept să o ating, să-i facem swatch-uri. Nuanța asta de aici, cred că Morgana e și asta Mandarin, toate sunt super, super frumoase. Asta parcă e nuanța Sinai, asta de aici dacă nu mă înșel. Îmi place chestia cu plasticul ăsta pentru că protejează paleta să nu se murdărească cu oglinda și invers. Deși ambalajul ăsta este un pic messy și o să vă arăt imediat la paleta Metropolis cum a ajuns. Iar înainte să ne apucăm de swatch-uri, haideți să comparăm mărimea tăvițelor și tăvițele, apropo, sunt magnetice. Le puteți scoate de aici să puneți doar o parte din ele într-o paletă magnetică, dacă vreți să luați doar o parte, nu știu, plecați undeva sau mă rog, sau le puteți rearanja în palețică. Eu nu o să fac lucrul ăsta pentru că îmi place cum arată așa, însă am făcut chestia asta la paleta Metropolis, am rearanjat nuanțele din interior. Aici aveți paleta Metropolis, rearanjată de către mine. Am simțit nevoia să o rearanjez și mă simt mai inspirată când o văd așa, în aranjamentul ăsta, decât cum e inițial. Fardulețele din Metropolis și din Sunrise și din paleta Love, care este cea mai recentă de la Natasha, au exact jumătate de cantitate față de cele mari, cum este Sunset. Deci aici o să găsiți un gram și un pic de produs într-o tăviță, iar aici găsiți 2 grame și jumătate în paletica Sunset. Paleta Metropolis are pătrățele mai mici, pe când paleta Sunset le are mai mari. Dar credeți-mă că oricât ați iubi paleta asta Sunset, nu știu dacă o să terminați vreodată un pătrățel din ăla de fard, nu cred. Deci mi se pare ok ce a făcut ea cu paleta Metropolis, cu pătrățelele mai mici, cu tăvițele. Ieftin așa, pentru că asta la 111 lire are 28 de nuanțe și asta la 111 lire are 15 nuanțe, e ok. Ambele variante, depinde ce schemă de culori vă place. Despre asta spuneam eu de Metropolis, că este murdară. Se murdărește foarte ușor guma asta, nu știu cum să zic, pentru că parcă e spumă din aia, se apasă pe ea, este moale. Se murdărește ușor, uite și aici, între nuanțe, vedeți? Sunt nuanțele incredibile în Metropolis, dar ambalajul se murdărește extrem de ușor, pe când celelalte au ambalajul așa, cum are asta Mini Tropic. Și venim vorba de Mini Tropic, uite-o lângă paleta Sunset. Astea chiar că sunt foarte micuțe, astea chiar că sunt mini. Deci nu sunt nici pe jumătate, măcar sunt pe sfert, presupun, pentru că au 0,7 grame, iar asta are 2,5 grame, un pătrățel, cam așa. Mama și puiuțul, așa vine. Facem niște swatch-uri. Avem aici, din câte văd eu, mai multe finisaje, pentru că ea are cu M metallic, KM creamy matte, K. Ce înseamnă K oare? Nu știu în finisajele aici ce înseamnă K, însă dacă am să aflu între timp, am să spun aici, cred că Chroma Crystal. DK, duochrom, deci mandarin este duochrom. Da, cred că asta înseamnă capa, Chroma Crystal. Pentru că ea în nuanțele metalice pe care le punem palețici are cristale presate. De asta arată atât de frumos nuanțele ei metalice, pentru că pune cristale presate, nu glitter. Nu o să găsiți glitter la Natasha în palete, ci cum zice ea, cristale presate. Super, super mărunt ca să sclipească când e incredibil. Pe primul rând avem Atmosphere, Sinai, Ice Gold, Mandarin și Bronzage. Ia să vedem. Foarte, foarte moale. Sinai. Asta de aici.
se aproape culoarea pielii. Wow. Înseamnă că e bun să setez anticercănul. Hai, e bine. Asta e Morgana, cred. Wow, cât de frumoasă e. Și asta e nuanța roșie mată. Nuanța asta de aici e sol și o jamaia dontelă sol. Seamănă foarte mult, dar asta este ultimul rând, practic, din paletica Sunset. Nuanțele sunt moi, ca și formulă, sunt super pigmentate. Asta de aici a căzut un pic când i-am făcut swatch sol, ați văzut? Dar asta n-am piedicat-o când am aplicat-o pe mână să se aplice, wow, fără nicio... S-au aplicat super toate de aici. Automat este o paletă caldă, cu nuanțe calde, Sunset apus. Clar este o paletă cu nuanțe warm, calde. Nu prea văd un look rece de aici. Ăsta este singurul maro rece, spre negru, care este aici, zice, o culoare rece. Igneous se numește și cred că l-a pus și în paleta Gold, dacă nu mă înșel. Deci l-am mai pus asta în altă paletă, pentru că e o nuanță cu care poți să intensifici și multe lucruri. Poți să intensifici și lucruri calde și lucruri reci, pentru că este un maro rece, la mijloc undeva. Pe ploape nu o să mai aplic nimic. Am urcat deja fondul de ten când l-am aplicat de la Laura Mercier aici și am setat deja cu pudra de la Fenty. Așa că o să mă bag direct în nuanța asta de aici, care se numește Bermuda, asta de jos, roz. Asta de aici, o să pun în pliul ploapei să vedem dacă merge în pliul ploapei, dacă nu e bună de setat ploapa. Wow! E super, super pigmentată. Uitați-vă cum a rămas aici. Trebuie puțin din ea, are pigment incredibil de mult. E o nuanță închisă un picuț. Nu știu dacă aș putea să setez pleoapa cu ea. Acum o să iau nuanța Sinai, care este a doua de aici de sus, și o să aplic tot în pliul pleoapei. Nuanță extrem de cremoasă. Deci s-a aplicat cămă, creamy matte, da, clar. Creamy matte s-a aplicat impecabil, deci s-a blândit aproape singură. Nuanța asta Mandarin de aici, am încercat să găsesc foarte mult timp dupe, să cumpăr doar nuanța asta, pentru că îmi plăcea foarte mult paleta, că mă bulbuie, paleta Sunset și nu o găseam să o cumpăr, așa că o să o aplic acum, aici, pe mijlocul pleoapei spre exterior, după care în interior o să venim cu una din astea două. Cred că asta, deci nu știu cum se numește, o să vă spun la momentul respectiv. Asta de aici este Mandarin și un portocaliu duochrome cu roșu, nu știu, foarte, foarte drăguță. O să iau pe asta de aici, Sun Dazed, și o să o aplic aici în interior spre nuanța Mandarin. Acum o să iau pensula cu care am aplicat Sinai nuanța în pliul plapii, fără să mai am nimic pe ea, și o să blenduiesc ușor deasupra. Iar pe linia de jos o să vin cu nuanța Volcano de aici. Asta de aici cred că este. Am vrut prima dată să o pun pe asta Igneous, dar e foarte, foarte închisă. Și nu-mi doresc un look chiar atât de wow momentul ăsta, dar e perfect. O să facem lucruri și cu ea, pentru că o să mă bucur din plin de paleta Sunset aici pe canalul meu. Să o luăm pe asta de aici, cum a zis, se numește Volcano, parcă. Și să o aplicăm pe linia de jos și un picuț așa, ca și cum ar fi conturat ochiul cu negru. Negru, nu e negru. Mi-am dat singură o idee cu conturul ochiului. O să iau cu o pensulă extrem de micuță și subțire din nuanța asta de aici, Igneous, și o să o aplic foarte aproape de linia genelor aici deasupra ochiului. Iar acum în colțul intern al ochiului o să aplicăm nuanța Ice Gold de aici. Foarte intensă, o să iau așa un picuț, nu știu cum o să se aplice, e drăguță.
primă impresie nu am cuvinte. Exact așteptările pe care le-am avut la palețica asta Sunset, alea am adăugat umbră ușor jos, care bam, în palețică, acesta Volcano de aici, însă a dat contur ochiului super, super drăguț și fără să cadă, fără să fie prea bam ca să nu-l pot blendui, deci incredibil. Aici sus am dat un picuț ca și cum aș avea creion, vedeți? Am dat cu nuanța Igneous, parcă se numește, contur ochiului un picuț și a ieșit super, super drăguț. Iar nuanța albă, Ice Gold, care pare atât de alb în palețică și se teamă să pui mâna pe ea să o pui pe ochi, că zici că parcă ești după aia zăpadă, nu este, super subtil, super subtil. Este foarte subtil, a rămas un picuț pe deget aici. A dat exact ce trebuie în interiorul ochiului, un pic de luminozitate și merge, cred, cu succes aplicată sub sprânceană ca să lumina și zona de aici și de ce nu ca și iluminator, pentru că mi se pare super drăguță. Natasha Denona are farduri incredibil de bune cu un motiv. Ea lucrează foarte mult în construirea, în ghilimele, a paletelor ei. Mama ei este în laborator de ani de zile. Ea a crescut alături de mama ei în laborator de astea chimice, adică de formule. Uscă nuanțele metalice, ea are, cum zice, cristale presate și nu glitter, cum au alte companii de make-up, care nu este sigur pentru zona ochilor. Nuanțele metalice toate sunt sigure pentru zona ochilor, dăunează ochiului, nu sunt chimicale dăunătoare. Așa că din cauza asta are prețul cum îl are, un pic ridicat, de asta compania ei de make-up este unde este, pentru că merită din punctul meu de vedere, are lucruri de calitate și dacă vrei lucruri de calitate trebuie să plătești. Da? Mi se pare corect. Așa că 111 lire pentru 15 nuanțe. Dacă știți că vă plac nuanțele warm, calde, pentru că nu prea scoateți lucruri reci de aici, deci nu prea, merită. Jos pălăria de la mine, nu că o iubesc eu și că simt eu că am o conexiune cu ea, dar chiar e o paletă incredibil de bună și nu sunt prima persoană care spune lucrul ăsta. Găsiți review-uri sute pe YouTube cu palețica Sunset și o să vedeți acolo și mai multe lucruri dacă de la mine nu v-ați convins. Eu nu vreau să convinc pe nimeni să o cumpere, însă mie mi se pare o palețică de nota 10-20+, jos pălăria și îmi place enorm, enorm de mult. Dacă v-a plăcut clipulețul de astăzi, nu uitați să-i dați un like, nu uitați să vă abonați pe canalul meu dacă nu ați făcut-o deja, pupici mulți din partea mea și o să ne vedem clipulețul următor. Pa, pa!